Bună ziua, stimați colegi! Bine ați venit la dezbaterile online pe care urmează să le realizăm în cadrul filialei Neamța Corpului Experților Contabili. Astăzi ne-am gândit să avem o discuție în legătură cu standardul 35. Ne referim la trecutul standardului și viitorul standardului 35, expertizele contabile. După cum știți, acest standard urmează să fie modificat cât de curând. În cadrul aparatului central avem o echipă de lucru, un colectiv de lucru care se ocupă de acest aspect. Colectivul de lucru este condus de către domnul vicepreședinte Alexandru Bunea. La lucrările necesare pentru acest standard au participat mai mulți colegi cu experiență din toată țara. De asemenea, am avut o videoconferință cu auditorii de calitate și cu șefii comisiilor de disciplină, la fel de la toate filialele, și credem noi că s-a reușit să se ajungă la o formă aproape de final. Eu în această dimineață am avut o discuție cu domnul Bunea, care mi-a spus că în urma teleconferinței a primit în jur de 40 de e-mail-uri prin care s-au solicitat diverse modificări și diverse adăugiri, așa că la sfârșitul acestei săptămâni, eventual la începutul săptămânii viitoare, vom avea forma finală a acestui standard. Pentru colegii care încă nu au forma scrisă, îi anunț că îi găsesc site-ul nostru grup de colaborare, pe grupul nostru de colaborare, la secțiunea files sau fișiere, vedeți, în funcție de ce setări aveți la Facebook. În continuare, aș vrea să vă prezint pe cei doi invitați pe care îi avem astăzi în cadrul filialei. În primul rând, îl prezint pe domnul Năstase Ion. Mulțumesc! Vă salut colegilor profesioniști, experții contabili, contabili autorizați și toți ceilalți colegi care ne desfășurăm activitatea în profesii, în special în compartimentele financiar contabil. Domnul Năstase este bine cunoscut la nivelul județului Neamț, cred că și în Moldova și la nivel de țară. Domnia sa este președintele Comisiei de Disciplină în cadrul filialei CECAR Neamț. În prezent este președintele Comisiei de Disciplină, pentru că până acum cred că ați ocupat cam toate funcțiile posibile. Deci, aveți dreptate, sunt fondatorul CECAR-ului Neamț. Împreună cu răposatul domnul Drâmbă, am făcut multe pentru ca filiala să fie la nivelul la care se află. Mai pot să remarc încă un lucru extrem de important, îl consider eu din activitatea mea. Noi am fost prima filială din România a CECAR-ului, care ne-am gândit la dezvoltarea proprietății și am cumpărat primul, am strâns ban cu ban, așa cum se spune la Biblie, leu cu leu, și am cumpărat spațiu comercial, să zic așa, sediu actual, urmând ca pe parcursul activității acesta s-a dezvoltat și arată, s-a modernizat și arată așa cum este în prezent. Da. Bine. În continuare să-l prezentăm și pe domnul Ioan Tălăselea, colegul nostru, este auditor de calitate în cadrul filialei. Domnia sa verifică atât expertizele contabile, cât și activitatea noastră din cadrul cabinetelor în care ne desfășurăm activitatea. Domnul Tănsele? Bună ziua! Așa cum a menționat domnul președinte, sunt auditorul de calitate din cadrul filialei Neamț, colegul dumneavoastră care, înainte de a merge cu documentele, cu rapoartele de expertiză la instanțe sau la organele care vi le-au încredințat ca misiune, treceți pe la auditorul de calitate și verificați
sau vi se efectuează auditul de calitate asupra lucrărilor. După care mergeți la instanță sau la organul care v-a încredințat această lucrare. Da. L-aș întreba pe domnul Anastase, așa, dacă s-ar face un clasament pe județul Neamț deocamdată, în funcție de numărul de expertize făcute, de volumul de activitate, de importanța lor, de sumele intrate în joc. Ce ziceți? Ești campion? Nu. Deci nu pot să... Păi cine înainte de dumneavoastră atunci? Sunt mulți colegi de-ai noștri, da. Pentru că numirea experților în toate cazurile, civile, penale, se face aleatorii. Deci depinde de judecător. Poți să faci într-un an și 10 expertize, dar poți să faci niciuna sau să faci una. Deci nu aici... numai dumneavoastră, domnul președinte, aveți informații după declarațiile care le depun colegii noștri, să faceți un top al celor mai eficienți din punct de vedere financiar experților contabili. Da, da, deci nu mă pot... Eu l-am făcut și tocmai de aceea v-am întrebat. Dar cu ocazia asta mi-ați ridicat mingea la fel. Eu să vă pun o nouă întrebare. Dumneavoastră sunteți cam dintre experții contabili cu cea mai mare experiență. Eu cred că la ora actuală, cred că sunt cel mai vechi expert contabil și uitându-mă în carnetul pe care l-am și adus aici ca să-l arăt colegilor noștri mai tineri, pentru că acesta carnet are o vechime de 40 de ani, deci pe 17 aprilie am plinit 40 de ani de când sunt expert contabil. Așa. Și carnetul, deci, este emis în perioada comunistă, unii are timbru sec dat de Ministerul de Finanțe și câteva cuvinte vreau să vă spun că concursul, accesul la profesie de expert contabil se făcea o singură dată pe an, concursul organizat de către Ministerul de Finanțe într-o singură locație pe țară stabilită și se dădea examen. Cine reușea să facă, să ia examenul, era expert contabil. Aș putea spun că la momentul respectiv, eu cred că eram cam cel mai tânăr expert contabil din județul Neamț. Ca expert contabil la momentul respectiv, la momentul anilor 1977, erau în top contabilii șefi, pentru că atunci era mai puțin uzitată, știu eu, funcția de director economic, deci contabil, șef erau la marile unități industriale, la marile întreprinderi care funcționau la momentul respectiv. Da. Atunci, în cazul ăsta, profit de prezența dumneavoastră, puteți să ne faceți o istorie așa, expertizei? Da, pot să fac o istorie, de altfel, cred că colegii știu, care au participat anul trecut la aniversarea în septembrie a 95 de ani de profesie contabilă în România. Eu am prezentat o expunere și zic eu că a fost o expunere bine primită de cei care au participat. Expertiza contabilă, în opinia mea, este strict legată de dezvoltarea economică. După declararea României ca regat, România a cunoscut o dezvoltare foarte puternică și relațiile comerciale, relațiile de afaceri au impus de la sine și expertiza contabilă. La primul congres al absolvenților școlilor comerciale de comerț din România și din străinătate se pune problema necesității legiferării profesiei contabile. Până la legiferarea profesiei contabile care a avut loc în 18 iunie 1921, deci peste câte o lună de zile, așa avem 67 de ani de când s-a legiferat în 97 de ani când s-a legiferat legea organizării profesiei contabile și a fost aprobată de Senatul României în 1 iulie 1921. Deci eu aș putea numi dezvoltarea profesiei contabile pe trei palieri. Perioada interbelică, de la declararea, deci la declararea legii corpului contabil, și aș putea să fac afirmația, pentru că a fost prima lege de organizare a corpului contabil în Europa. Deci, și să știți că profesiile contabile din Europa ne-au primit foarte bine la toate congresele contabilor care au fost organizate. În marile țări, în Franța, în Belgia, în Olanda, în Germania,
în Statele Unite. Deci am fost foarte bine primiți și cooptați în conducerile acestor organisme. Profesia s-a dezvoltat așa, astfel că începând cu perioada comunistă, aș putea să o numesc așa, prin decretul 40 în 1951 este desființat Corpul Experților Contabili. Organizarea expertizei contabile se impunea ca o necesitate pentru că era codul civil, codul de procedură civilă, codul penal, codul de procedură penală, unde impuneau lucrări științifice de expertiză ca să clarifice anumite aspecte de către profesioniști. Și s-a emis decretul 434 din 1957, prin care s-a reglementat activitatea de expertiză contabilă în România. Acest decret a avut o perioadă destul de lungă ca activitate. S-a modificat tot prin decretul 79-1971 până la, deci a avut valabilitate până la organizarea noastră ca profesie, deci după 90, în ianuarie 1990, un grup de inițiativă de experți contabili, în special din Ministerul de Finanțe, iau inițiativa reînființării și recunoașterii Corpului Experților Contabili. Astfel, la 9 mai 1992, Congresul se hotărăște reorganizarea profesiei și a corpului ca persoană juridică, cu statut și cu toate celelalte probleme organizatorice. Profesia s-a dezvoltat în continuare, toți colegii noștri știu, pentru că s-au organizat multe examene de acces la profesie și corpul este dezvoltat așa cum cunoaștem cu toții și cum vedem pe site-ul Corpului Central, știm organizarea și toate celelalte, și care nu vreau să intru eu în detalii pentru că nu cred că este subiectul acestei dezbateri în ziua de astăzi, decât să trecem în revistă această activitate. Da. Mulțumesc foarte mult, domnul coleg. L-aș întreba pe domnul Tănăselea, domnia sa, în calitate de auditor de calitate, cam câte persoane v-au trecut prin mână, așa să zic, la verificări? Sau este cineva neverificat? La prima întrebare vă răspund. Ca număr de persoane, toți experții corpului contabil, membri ai filialei Neamț, cărora li s-au încredințat de către instanțe sau de către organele de urmărire și cercetare penală, li s-au încredințat efectuarea rapoartelor de expertize, anual, ca număr, 60-70 dintre ei, din 92 care sunt membri în grupul experților judiciari, iar ca și număr de rapoarte, am avut recordul, a fost în 2014, când au fost 752 de rapoarte de expertize contabile judiciare. A urmat 2000, anul următor, 2015, cu 550 de rapoarte, după care a început să scadă. Anul ăsta, de la începutul anului, deci în primele 5 luni, avem deja 200 de rapoarte de expertize depuse pentru efectuarea auditului de calitate, după care s-a mers cu ele la organele care au fost, le-au ordonat. Am participat în această perioadă de când sunt auditor de calitate la filiala CECAR Neamț, la filiala CECAR Iași în anul 2015, și am efectuat în 2 zile auditul de calitate la rapoartele de expertize efectuate de experții din filiala Iași. Și în un număr de 4 luni, din decembrie până martie, am participat la filiala Bacău, am efectuat auditul de calitate asupra rapoartelor expertize, fiindcă filiala Bacău nu avea auditor, iar la filiala Iași auditorul era în concediu de odihnă. Ok, mulțumesc mult. V-aș propune să intrăm deja în dezbaterile legate de noul standard. După cum știți, standardul vechi a fost de mai multe ori adăugit, modificat, revizuit. Întrebarea mea pentru domnul Stase este, credeți că era necesară rescrierea standardului sau era suficientă doar o adăugire sau o modificare? Activitatea noastră
fiind organizată de către profesional, de către corp, așa, a fost necesar să elaboreze standardul profesional 35 expertize contabile. Acesta a fost elaborat în anul 2001. Până în prezent au fost făcute 6 revizii și completări la acest standard. În opinia mea este foarte important. De ce spun că este foarte important? Pentru că creează un cadru de lucru și un cadru disciplinat și de ce spunem standard? Pentru că creează o direcție în care trebuie întocmit raportul de expertiză. Pentru că dacă lăsa așa la latitudinea fiecăruia, nu știu cum ieșea lucrarea. Dar aici fac o mică paranteză. Să știți că și în perioada comunistă, să o numesc eu așa, era un cadru organizat și era tot un cadru, dar nu era un standard profesional, pentru că nu era organizată profesia, deci expertiza era organizată strict de organul normativ din Ministerul de Finanțe și erau niște norme în care arăta cum era stabilit cum să fie realizat un raport de expertiză contabilă. Și în mare parte s-a respectat și în standardul profesional 35 aceste capitole care sunt obligatorii. După mine, cu experiența care o am și zic eu că am fost implicat destul de frecvent în activitatea profesionale și a corpului și în activitatea de expertiză contabilă, cred eu că așa cum economia evoluează permanent și cum și profesia noastră pot să o consider ca un organism viu permanent evoluează, nu putem să rămânem cu un standard de 17 ani fără să-l actualizăm, să-l îmbunătățim și să-i dăm o nouă viziune. Practic, noi trebuie să ne gândim la viitor. Ne uităm cu plăcere și zâmbim la ce a fost în trecut, acceptăm prezentul, dar trebuie să vedem înainte și viitorul. Așa este, așa este. Domnul Tănăselea, la o primă citire, ce impresie v-a făcut standardul și în ce măsură credeți că vă va ajuta în activitatea dumneavoastră de auditor? În primul rând, ca și profesionist contabil, mă așez în partea celor care lucrează, fac efectiv, elaborează rapoarte de expertiză contabilă și spun că prin modificarea standardului 35 se face un lucru bun, se reduc multe capitole care nu erau puse în acord cu noile coduri de procedură civilă și acordul de procedură penală. Avem acum un standard suplu care exprimă toate modificările aduse la zi și utilizarea căruia putem efectua o expertiză contabilă în care avem toate direcțiile și toate reglementările care ne ajută să respectăm norma și să facem și un raport de expertiză contabilă de calitate. Da. Eu vă propun în continuare să facem așa o scurtă lecturare a capitolelor principale, să facem eventual și câteva comentarii în legătură cu modificările aduse. Sigur că da. Sigur. Aș începe chiar la 350, la cadrul de referință. Tot dumneavoastră, cred că ar fi bine să ne spuneți care este cadrul legislativ care statutează efectuarea expertizelor. Deci, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară și a celor extrajudiciare, putem sau arătăm cadrul legislativ care statuează efectuarea expertizelor contabile. Din punct de vedere legal, avem ordonanța Guvernului numărul 65 din 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați în România, prin care se spune că expertul contabil efectuează expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege. Mai avem alt document legal
Ordonanța Guvernului numărul 2 pe 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară. Și aici fac o mențiune. Expertiza contabilă judiciară face parte din ramura mare a expertizilor tehnice judiciare. Da, da. Deci în codul civil și în codul de proceduri nu este amintită... Este dată denumirea de expertiză tehnică judiciară. Și ulterior ele s-au prins prin specialități sau prin ordin al Ministerului Justiției sunt stabilite pe specialități. Contabilitate, evaluare, fiscalitate, da, și altele. Așadar, cine este competent să efectueze? Mai am de adăugat că din punct de vedere procedural, sediul expertizei contabile judiciare este codul de procedură civilă aprobată prin legea nou cod de procedură civilă aprobată prin legea 134/2010, între articolele 324 și 334, articolul 373, articolul 891.1 și articolul 1528. Astea sunt din punct de vedere procedural. Din punct de vedere al codului de procedură penală, aprobat prin legea 135/2010, avem articolele 64 de la 66 la 68, 172 la 181 și de la 272 la 276. Deci în fiecare cod de procedură, atât civilă cât și penală, se specifică ce trebuie să facă, cine face expertiza contabilă în cadrul cauzelor civile și expertiza contabilă judiciară în cadrul cauzelor penale. Tot ca și din punct de vedere profesional, avem Codul Etic Național al Profesioniștilor Contabili, nu? Unde are sediu și această activitate a expertului contabil, și Standardul Profesional numărul 35, expertizele contabile, despre care discutăm astăzi. Deci, standardul, chiar dacă este așezat ultimul, din punct de vedere profesional este primul, fiindcă avem cel mai la îndemână, îndreptar și normativ, care ne ajută să putem, și are reunite toate celelalte prevederi legale ca să putem efectua un raport de expertiză contabilă, o lucrare de calitate. Da, aș mai avea o întrebare pentru amândoi invitații. Cine este competent să efectueze expertizele contabile și ce calități ar trebui să aibă? În opinia mea, competența persoanei care poate efectua expertize contabile, în primul rând trebuie să fie expert contabil înscris în corpul experților contabili, să aibă viza la zi și respectarea obligațiilor statutale ale corpului. Așa, să fie înscris, să-și manifeste dorința de a efectua expertize contabile, să fie înscris pe tablou care le se întocmește de către Biroul Central de Expertize de la Ministerul Justiției, care îi transmit la fiecare tribunal județean. Așa. În primul rând asta. În al doilea rând, după mine, după ce am realizat prima condiție, cea a calității profesionale. Eu aici aș veni cu, fără ca să știu să-mi arog eu mie alte atribute, cred că ar trebui să fim, toți colegii noștri ar trebui să fie foarte conștienți în momentul când primesc o numire, să o citească bine și să vadă dacă au pregătirea, expertiza necesară pentru a realiza un raport de calitate. De ce spun și fac această afirmație? Pentru că dacă nu facem o expertiză de calitate, suntem puși în situația ca părțile să nu fie satisfăcute de răspunsurile pe care noi le-am dat la întrebările, la obiectivele stabilite de către instanță și să ceară 2, 3, 4 completări ale expertizilor și să zic eu, în unele cazuri poate să fim recuzați că nu realizăm o expertiză, o lucrare științifică, pentru că expertiza de fapt și de drept este o lucrare științifică care ajută instanța pentru a-și argumenta o soluție într-un litigiu, într-un dosar. Deci, calitățile profesionale, de aceea știu eu și atribuțiunile și preocupările permanente ale corpului sunt cele de a ridica nivelul profesional al nostru, al experților contabili. Eu de fiecare dată, ca să spun din propria mea experiență, de fiecare dată aproape eu și trec în revistă
standardul profesional, cu toate că îl cunosc, atunci când cred eu că am un obiectiv, un dosar cu probleme mai deosebite și de altfel aproape toate sunt dosarele cu probleme deosebite, pentru că dacă n-ar fi probleme deosebite, nu s-ar aplica, nu s-ar solicita prezența unui expert contabil. Da, vedeți că încetul cu încetul am intrat și în fondul problemei. Da. Și, de exemplu, văd eu aici ceva la, punct, la 3511, independența expertului contabil. Eu știu că au fost foarte multe discuții pe marginea necesității de a depune sau nu acea declarație de independență. Dumneavoastră, ce părere aveți? Pentru că lucrurile sunt discutabile. În opinia mea personală, eu nu cred că ar mai trebui să depunem declarația de independență. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că noi avem codul etic, în care în codul etic se prezintă toate obiectivele noastre și toate cerințele unui expert contabil pentru a avea această calitate și a-și îndeplini obligațiile care îi revin din calitatea expert contabil. Se pune problema, s-a mai discutat problema că de ce mai este nevoie de declarație atunci când se realizează o expertiză extrajudiciară. Deci acolo intervine un contract între două părți, așa, dai un răspuns științific la obiectivele care îți cere o parte și lucrarea respectivă se adresează unui utilizator. Deci nu văd pentru ce ar mai trebui să fie dată declarații de independență. Declarații de independență, dacă e să o luăm așa, vedeți că în codul de procedură civilă, dacă eu rețin bine, judecătorul ar trebui să te chemi în camera de consiliu să depui jurământul de independență. Da. Și, deci, din moment ce ai primit numirea, încheierea de numire, eu consider că, eu așa consider că n-ar mai fi, este un document în plus. Dar depinde ce o să vadă, ce o să stabilească și Consiliul, comisia, da. Comisia care va propune Consiliului CECAR aprobarea acestei forma finală. Da. Domnul Tănăselea, mai văd aici ceva la punctul 3513 cu 3. Zice aici, expertul contabil judiciar nu trebuie să prezinte în raportul de expertiză contabilă judiciară, extrajudiciară, mai mult decât se cere. Dumneavoastră, în calitate de auditor, cred că ați întâlnit probabil cazuri în care se prezentau... Să știți că în majoritatea cauzelor în care experții noștri au fost numiți, respectă această prevedere de a nu da răspunsuri care ies din cadrul obiectivului care a fost aprobat de instanță. Avem și situații în care avem colegi care fac și divagații pe marginea unui răspuns, lucruri care încurcă și instanța și îl încurcă și pe el, fiindcă orice cuvânt spus sau scris în plus într-un raport de expertiză, cei care îl analizează, și aici în cele mai multe cazuri avocații părților, ei găsesc dintr-un cuvânt spus ne la locul lui sau care nu avea ce să caute acolo în raportul de expertiză, fac după aia de 10 ori mai multe obiecțiuni la răspunsurile care le-am dat. Și din acest punct de vedere este corect ca standardul a prevăzut și înainte și standardul vechi și cel nou care se supune discuției publice și aprobării, că să nu spunem mai mult decât ni se cere prin obiectivele stabilite de către și încuviințate de instanță. Deci noi trebuie să avem grijă, să fim conciși, să răspundem la obiect cu profesionalism, să arătăm dovada noastră că suntem într-adevăr experți contabili și nu suntem orice fel de lucrători comerciali, da? Eu aici aș mai avea de adăugat ceva, dacă îmi permiteți. În unele situații, avocații, mai ales pentru că ai întâlnire cu părțile când le convoci și unii vin cu avocații, îți cer ca să scrii în raportul de expertiză în afara obiective, în afara care sunt, nu sunt stabilite de instanță. Așa, deci aici ce spuneți dumneavoastră este foarte clar, deci un răspuns la un obiectiv este clar, concis și fundamentat științific.
pe bază legală, pe norme, pe prevederi, trimiteri la acte normative, inclusiv citat din prevederile legale, astfel încât fundamentarea să fie foarte, foarte clară. Din experiența pe care o am ca președinte a Comisiei de Disciplină, am mai găsit, au mai fost situații, ci drept noi nu am avut prea multe dosare la Comisia de Disciplină, ceea ce dovedește faptul că experții noștri respectă codul deontologic, respectă procedura standardul profesional 35 și nu sunt caz, dar și cele câteva cazuri minore am constatat că mai erau situații când se divaga de la subiect, de la obiectivii, de la întrebarea la care aștepta răspuns instanța. Da, mulțumesc mult. În continuare, am văzut, iarăși, la punctul 3513 cu 4, rapoartele de expertiză contabile judiciare sunt prezentate auditului de calitate potrivit procedurilor prevăzute în regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile. Acest audit de calitate urmărește îndeplinirea următoarelor cerințe. Iar aici eu cred că toate cerințele astea, cred că vă ajută foarte mult pe dumneavoastră în calitate de auditor. Așa este, așa este. Deci prin prevederile noului standard profesional numărul 35 sunt stabilite și reluate din standardul existent, care este în vigoare. Este în vigoare. Iar toate acestea sunt în conformitate cu prevederile din regulamentul auditului de calitate. În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de articolul 19 din regulamentul auditului calitate, auditorul procedează după cum urmează. Studiază raportul de expertiză și opiniile separate ale experților contabili ai părților după caz, deci dacă există, urmărind dacă în elaborarea lucrării, experții contabili au respectat în totalitate prevederile standardului profesional numărul 35, deci noi de asta ne revedem standardul și îl aducem la zi, fiindcă lucrările noastre se bazează pe standardul 35, fiindcă e cel mai la îndemână. Ăsta e singurul instrument de lucru care îl avem la ora actuală, nu este altul. El este după lege făcut. După lege, da. După codurile de procedură civilă și penală. Da? După aceea, urmărește, dacă obiectivele stabilite au fost preluate ad literam din încheierea de ședință sau din ordonanța organului de cercetare și de urmărire penală. Dacă aceste obiective au fost tratate corespunzător, iar răspunsurile date au fost susținute prin acte și documente care au legătură cu cauza. Deci, studiind dosarul cauzei, vedem și ce documente au legătură. Când ni se spunem în obiective, de unde, până unde, de când, ce documente să verificăm, nu? Ca să stabilim, să dăm răspunsuri și concluzii corespunzătoare și profesioniste. Științifice, bineînțeles, cum spunea domnul Năstase. Deci, totul în știința contabilității, expertul contabil, toate lucrările care le face și le elaborează și le prezintă în mod științific. Deci nu există altă cale. Nu facem nici prin ghicitori, nici prin alte lucruri sau proceduri folosite de alții. De asemenea, auditorul verifică dacă autorii lucrărilor sau a lucrării respective nu s-au îndepărtat de știința contabilității, procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări și operațiuni care presupună alte cunoștințe decât cele contabile. Deci v-am spus înainte că nu aplici știința contabilității. Știința. De asta spun, domnul președinte. Deci, standardul nostru a evoluat. Când spuneam că n-am discutat despre evoluția standardului, cu ani în urmă se permitea ca în finalul expertizii contabile, era și capitolul 4. Era capitolul 4, unii opinii personale. Da. Așa, unde acolo puteai să spui tu tot ce gândeai despre expertiza, așa. Eu vreau să vă spun că niciodată n-am utilizat în lucrările mele despre acest capitol. Și cred că nici n-ați fi de acord să mai existe încă o dată capitolul 4. M-am păzit întotdeauna să-mi expun eu obiectivele personale, pentru că astea generează foarte multe discuții, suspiciuni și părtinirii. Asta înseamnă că nu te respecti independența expertului. Expertul trebuie să fie independent față de părți în orice situație. În orice situație.
În momentul în care independența nu este realizată, el trebuie de altfel scrie și în codul de procedură civilă și penală că trebuie ca tu să-ți declari independent. Nu ești independent, ești rudă sau știu eu, ai relații de afaceri cu una din părți, trebuie să anunți instanța că ești în imposibilitate de a realiza lucrarea respectivă pentru că nu îndeplinești cel mai important criteriu, independența. Da. Tot în continuare, tot auditorul, când face auditul de calitate, se urmărește ca autorii lucrării au respectat prevederile codului național, etic național al profesioniștilor contabili. De asemenea, auditorul verifică starea de independență a expertului contabil în raport cu cauza mandatului primit pe baza declarației date pe propria răspundere și semnate de către expertul contabil. Declarația se apostilează de către auditorul de calitate cum este dată în fața noastră. Și este prevăzut în anexa 3 de la regulament. Deci, asta este în vigoare deocamdată. Da. Mergem până ce se statuează în nou cod, nou standard 35. Da, o să fie așa, și după aceea o să utilizăm acele instrumente care ne le permite standardul 35. Revizuit. Ce faceți dacă, de exemplu, expertul nu are viza anuală? Păi nu, nu-i dăm viză. Facem un referat la Consiliul Filial. Și Consiliul Filial va lua măsuri împotriva disciplinare, împotriva expertului care nu este cu viza la zi, deși face o expertizare, un raport. Dar nu poate fi înscris în tablou pe rolul instanței, dacă nu are viza. Este perioada de tranziție. La începutul anului până la un tablou. Da. Unul din experți, din cauze, așa, nu a venit, dar el a avut o expertiză, o primit-o. Da. Tot în standard o să vedem că nu are dreptul să refuze, decât în cazuri bine justificate. Așa, iar dacă el nu s-a dus la instanța care l-a numit, sau la organul de cercetare care l-a numit, să arate care e situația lui, termenul trece, deci el a primit notificarea, încheierea de ședință. Asta înseamnă obstrucționare a organului, a instanței care te-a numit. Păi da, de asta trebuie să avem, dacă ne-am înscris la expertize, tot timpul trebuie să fim cu viza la zi. Mai ales că din acest an conducerea corpului a aprobat ca viza anuală să fie valabilă până pe 28 februarie, anului următor. Ca să avem timp să ne punem la punct anumite documente, să facem situațiile, declarațiile care ne sunt necesare să putem depune raportul de activitate pe anul anterior. Deci, din punctul ăsta de vedere, lista cu experții contabili judiciari, membri ai grupului experților judiciari, este depusă până în aprilie la Corpul Central, filiala o depune la sfârșitul februarie, în aprilie la Corpul Central, Corpul Central dă la Ministerul de Justiție și atunci se întocmesc tabelele pe fiecare și se transmit la tribunalele județene. Da. La dumneavoastră, domnul Năstase, mai ajung reclamații, nu? Se mai întâmplă, nu prea multe la noi, dar sunt este firesc să fie câteva, pentru că vă dați seama, după cum spunea domnul Tănăselea, la câteva sute de expertize, eu vreau să vă spun că cel puțin în toate litigiile acolo unde părțile sunt nemulțumite, întotdeauna vor face toate demersurile legale pentru ca adevărul să iese la suprafață. Eu întotdeauna spun că documentele nu mint și dacă știi să le prezinți așa cum trebuie, în logica lor normală și legală, adevărul trebuie să iese la suprafață. Aici puteți să vă dau un exemplu dacă îmi dați voi. Spuneți-vă. Deci, cu câțiva ani în urmă am avut o expertiză într-un litigiu economic. Au venit părțile la mine, a fost o diferență orară între convocarea părților, așa, una din părți, domne, uite, eu cu tare și am dreptate. Păi după ce am ascultat firesc, mi-a prezentat documente, mi-a adus documente, după ce a venit și cealaltă parte, aia a fost mai rezervat, a zis, domne, verificați documentele. Așa. Ei, în momentul când am verificat documente, am constatat că, de fapt și de drept, nu cel care
vrea să-mi dovedească mie că el are adevărul și că dreptatea este de partea lui, litigiul a fost invers. Dar, spre surpriza mea, nu s-a mai continuat litigiul, a rămas verdictul cei ce am consemnat eu în expertiza contabilă. Deci și partea respectivă s-o convins că nu poți să mergi mai departe numai cu argumente care nu sunt susținute de documente. În expertiză, dacă orice afirmații, trebuie să o susții cu documente. Pentru că instanța pune și analizează evoluția documentelor și modul în care ele sunt și legale. Nu numai dacă ai făcut un document și dacă nu îndeplinești condiții de legalitate prevăzut la articolul 6 din legea contabilității, firesc că lucrul ăsta nu are susținere. În mod special v-am întrebat eventuale litigii, pentru că uitați ce spune la punctul 3.5.1.5.2, al doilea aliniat. Raportul de expertiză contabilă nu poate face obiectul reclamațiilor, plângerilor, sesizărilor înaintate organismului profesional. Și aici, atenție, dacă privesc fondul expertizei contabile. Da. Deci, așa cum domnul Tănăselea spunea, noi nu, din punct de vedere al calității, nu se verifică fondul. Fondul expertizei aparține profesionismului. Profesionistul, expertul contabil și opinia lui este confirmată de către instanță. Iar părțile, dacă nu sunt mulțumite de fond, pentru că de fond discutăm, ele vor contesta, vor face obiecțiuni, vor face toate demersurile legale până când adevărul va fi reliefat în documentul științific expertiza contabilă. Da. Și tot legat de exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră, puteți să-mi spuneți câteva idei în legătură cu necesitatea stabilirii unui program de lucru atunci când există și expert, parte și expert numit. Da, lucrul ăsta este prevăzut în standard, deci ca procedură, în momentul când ai primit numirea, deci numirea sau încheierea sau ordonanța, cum vrei ca să o luăm, așa, ar trebui să-ți faci un program de lucru. Dacă, din păcate, dacă e să o discutăm deschis, mai rar se găsesc în dosarele de auditorului, în dosarele expertului contabil, programul de desfășurare a lucrării. Eu am încercat să fac și am la câteva lucrări programul, dar de multe ori programul nu poate fi respectat din motivii obiective, să zic așa. Una, părțile nu se prezintă la convocare. Din diverse motive n-ai reușit tu să te duci să studiezi dosarul în ziua și orele care erau programate. Mai e și situații în care programul se schimbă la instanța respectivă. Și diverse părțile nu spun la dispoziție documente care sau dar totuși stabilirea unui mod de comunicare cred că e important, nu? Da, este. Deci comunicarea deci este cel mai important. Nu, deci comunicarea este cel mai important prin mail, măcar prin... Da. Deci, acum e mijlocul modern, e-mail-ul, așa, prin care poți comunica, transmite documente, deci... Dar să nu credeți că o expertiză contabilă se realizează chiar așa de ușor, bătând din palme. Uite, eu am acum în lucru o expertiză contabilă care aparent când am citit obiectivele, am zis, doamne, e foarte simplu, o realizez repede. Eu vreau să vă spun că mă chinui, aș putea spune expresia, așa, să iau legătura cu părțile, una din parte dezinteresată, nici nu a răspuns la convocare, așa, una a prezentat documentele, ailaltă a spus, domnule, știți că le aduc azi, nu le aduc mâine, nu le știu și mai sunt câteva zile și eu trebuie să depun raportul și n-am documentele. Și o să închei lucrarea de expertiză și o să consemnez că una din părți a fost dezinteresată și nu a pus la dispoziție expertului contabil. Trebuie să consemnez toate lucrurile astea pentru că, de ce spun treaba asta, dar trebuie să avem în spate și documente care să susținem pentru că cel puțin observ că în instanță avocații părților cunosc foarte bine
procedurile, așa, și în momentul când nu respectăm ceva din procedură, imediat te taxează. Și poți să fii și sancționat pecuniar, să-ți dea amendă instanța și lucruri de genul ăsta, adică și tu pierzi timp, așa, ca să mai răspunzi la obiectivii, să-i... Da. Domnul auditor, aș întreba, este aici un punct, redactarea raportului de expertiză contabilă și în continuare, semnarea și auditarea. Ce sfaturi sau ce idei puteți să transmiteți colegilor noștri, din experiența dumneavoastră? Nou standard este prevăzută și aici programarea lucrărilor. Prin programarea lucrărilor, după cum bine o amintit domnul președinte Năstase, că expertul contabil numit sau experții contabili numiți se pun de acord cu experții contabili parte și împreună elaborează un program de lucru comun pentru desfășurarea lucrărilor de expertize, în care sunt prevăzute de la studierea dosarului, care se poate face și individual de către fiecare expert în parte, dar celelalte, și citarea părților, e obligația expertului numit. Așa, dar celelalte activități de vizualizare, expertizare a documentelor, toate procedurile stabilite prin standard de realizare a raportului de expertiză contabilă, după care se trece la redactarea raportului de expertiză contabilă. Raportul de expertiză contabilă judiciară se realizează de comun acord cu cei, cu toți experții numiți în cauză și cu toți experții ai părților, sau dacă este un singur expert, acela este expertul numit. El răspunde de redactarea, efectuarea tuturor anexelor, redactarea raportului, semnarea și prezentarea la auditul de calitate, după care se merge la instanța sau la organul care a dispus efectuarea expertizei contabile. Dacă aici aș vrea să aduc și eu câteva argumente. Deci ce am observat în ultimul timp, de altfel codurile de procedură permit, părțile își pun expert consilier, se cheamă, a părților. Deci am avut o situație când am fost trei experți, fiecare parte avea expertul lui consilier. Deci unul era la București, unul era la Bacău și eu la Piatrăneaț. Deci instanța, după mine, pune baza cea mai mare pe concluziile expertului numit de instanță. Pentru că eu cred că el are cea mai mare independență, pentru că trebuie să răspundă ceilalți, având un raport contractual cu părțile, sunt înclinați să găsească argumente de toate naturile, încât să favorizeze, prin răspunsurile care dă la obiectivul respectiv, să ușureze, să zic așa, mai bine zis, sau să favorizeze, mai bine zis, partea pe care o reprezintă. E greu, deci respectarea programului în situațiile în care sunt mai mulți experți, consilieri, e destul de greu de respectat. Este destul de... Eu vă spun că experții, discutând real ce se întâmplă în practică, experții părților așteaptă să vadă opinia expertului numit, după care ei își fundamentează, pot să fie de acord cu un obiectiv sau două și scriu acolo, de acord cu concluziile expertului numit, așa, sau nu sunt de acord cu expert și aduce argumentele care le consideră necesare, științifici, dacă pot să le fundamentez, dar câteodată am avut o situație de genul ăsta când nu prea au respectat codul etic și exact ce spuneam mai de anterior cu câteva secunde, prezintă divagații. Da.
care da. nu sunt susținute, dar nu poți să-i elimini tu din raport, asta e opinia lui și o susține, semnează raportul respectiv și deci instanța este cea suverană care în final decide concluzia, dar instanța nu poate refuza cerea părților ca să numească experți cu consilier. Într-adevăr, deci expertul parte își formulează opinia față de opinia expertului numit. Deci este corect ca el să vadă ce opinie am. E firesc. Și pe baza ei să-și arate sau să-și însușească sau să spună opinia lui. Exact. Referitoare la obiectivul respectiv. Obiectivul și concluziile. Răspunsurile și concluziile la obiectivul respectiv. Deci dacă are obiective la care el, în calitate de expert parte, nu are aceeași opinie ca expertul numit, nici măcar nu trebuie să spună că este de acord sau nu. Își spune opinia. Am altă opinie. Sau, după cum spune standardul 35 exact. Și cel vechi și cel care vrem să-l adoptăm acum, cu opinie separată. Mi-o exprim. Nu vedeți că și în instanță sunt opinii, acolo unde sunt mai mulți judecători, sunt opinii separate ale unui judecător. De asta noi suntem profesioniști. Am văzut la 3 judecători, unul avea opinii separate și era scrisă în dispozitiv acolo. Și exact. În... Sigur. Deci nu... Deci de asta avem, de asta suntem experți, de asta avem știința contabilității, că avem dreptul la opinie, nu? Devenind experți, respectând codul etic și toate codurile și toate legile care guvernează profesiunea noastră, ne putem formula o opinie separată ca un om independent, ca om ca persoană care are știința profesie, în cadrul profesiei lui, știe să facă rapoarte, știe să dea răspunsuri, dar nu trebuie să fie automat de acord cu opinia altui expert. Avem dreptul la opinii separate, da? Domnule expert, așa cum degetele nu sunt egale, e firesc și opiniile noastre a experților nu pot să coincidă în toate situațiile. Și este logic să fie așa. Da. Mă uit la ceas și, din păcate, chiar a trecut destul de mult timp. Discuțiile nu sunt chiar simple, adică sunt foarte tehnice, este un sector foarte urmărit. Important, da. Cu mare răspundere din partea noastră, pentru că, așa cum am spus, organul care ne-a numit așteaptă de la noi un răspuns științific pentru ca să-și poată fundamenta, mai ales în cazurile penale, acolo unde, după mine, munca este foarte anevoioasă. Aș putea să spun că acolo trebuie să desțelenești informațiile, pentru că în multe situații îți se pune la dispoziție o cutie cu documente și îți dă 10-15 obiective, 20 de obiective și tu din cutia de documente trebuie să îți formezi răspunsurile la obiective respective. Pentru că cei care ajung în situații penale, de regulă, nu au documentele contabile ordonate, nu au lipsă, au lipsă. Da. Și deci ești pus în situație, eu am fost într-o situație civilă, acum așa, care deriva din una penală, în care i-am spus clar, nu pot face lucrarea pentru că nu mi-am pus la dispoziție documente. El mi-a prezentat un ziar cu o declarat pierdut de documentele și i-am spus, doamne, mi-am prezentat și eu instanții ziarul, așa, extrasul din ziar și am spus, eu nu pot să fac lucrarea. Dar, domnul președinte, dar în scris, făcându-i scris celui care v-a numit, nu? Nu pot să spun eu că eu, Tănăselea, nu vreau să fac lucrarea asta, nu pot să o fac. Nu, trebuie am făcut documentația, am făcut toată procedura. Și fac documente și transmit celui care m-a numit că nu pot face și că s-ar putea nu pot răspunde la obiectivele respective din lipsa documentelor. Și am spus, clar. Și s-ar putea să fiu în imposibilitatea efectuării unui raport de expertiză, valabil, nu? Da, adică fac o expertiză cu un raport de neutilizat. Da. Și îi firesc, după mine, îi firesc că instanța va lua o decizie pe baza raportului care eu l-am pus. Dar o ia decizia fiindcă
raportul nostru de expertiză este probă în instanță exact. Și poate să nu le iei în considerare, ne tu parte în proces, ne aducând, înseamnă că nu a ajuns justiția ca să fie înfăptuită. Deci tu o încurci, nu? Să facă actul de dreptate, pe care tu de fapt îl reclam. Și atunci el folosește alte probe, care să-și dă o hotărâre pe baza altor probe în instanță. Domnul Tănăselea, în cauzele civile, da. În cauzele civile, după mine, proba e documentul. Da, și dacă nu-i? Dacă nu-i, dacă atunci pierzi. Domnule, nu pot, procesul pierzi procesul că nu ai document. Da. Am văzut, deci până acum trecutul, am văzut prezentul, da. Modificările pe care vrem să le facem. V-aș întreba, cum vedeți viitorul? Am două invitații, chiar vă rog să aveți experiență. Opinia mea este în felul următor. Ceea ce am spus și în prima parte, viitorul expertizii depinde de viitorul economiei. Cu cât economia noastră se va dezvolta, cu atât și cererea de expertizii va fi mai mare. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, în primul rând, vor fi litigii economice, pentru că firmele sunt un număr mare de firme, intră în relații comerciale și nu întotdeauna aceste relații comerciale sunt făcute cu sinceritate, cu un interes deosebit. Pot să fie diverse cauze într-un contract comercial. De asemenea, nu trebuie evitat faptul că pot fi și litigii de muncă. Pentru că la ora actuală angajatul nu întotdeauna cunoaște legea și în momentul când angajatorul nu respectă o prevedere din contractul individual de muncă, imediat se adresează instanții și cere firesc, cere despăgubiri, cere plata drepturilor suplimentare și alte drepturi. Deci, dacă se facă o paralelă, dacă pe timpul comunismului litigiile de muncă erau destul de reduse, pentru că era salariul stabilit, planificat totul, litigiile economice erau destul de reduse ca număr. De ce? Pentru că era tot economie planificată, erau litigiile constau în primul rând în diferențe cantitative, diferențe calitative la mărfuri, erau negocieri care se făceau între timp, erau diverse organisme care încerca să se rezolve pe cale amiabilă. Ei, acum lucrurile mai greu se rezolvă pe cale amiabilă, chiar dacă există procedura arbitrajului judiciar organizat la Camera de Comerț și Industrie, foarte puțini agenții economici, din câte știu eu, apelează și la această procedură. Deci eu, ca profesie, văd că, zic eu, că vom avea de lucru în perioada următoare, pentru că economia se dezvoltă și vrând nevrând, în toate economiile apar și litigi. Da. Domnul auditor? Eu, în calitatea mea, văd profesia contabilă dezvoltându-se în viitor. Am și așa o percepție că trebuie să ne aplicăm mai mult asupra studiului. Ca să devenim experți contabili, trebuie să muncim mai mult decât un economist care rămâne la un nivel de economist, da? Nu mai vrea să-și accentueze pregătirea profesională, să devină un profesionist contabil adevărat. Da. De altfel, să vezi, în ultimii ani, examenul de acces este mult mai dificil. Să nu zic restrictiv. E dificil, e într-adevăr. Nu, eu nu aș spune dificil. Întotdeauna a fost dificil. Este mai exigent. Exigent, adică, se cere, se dovedește într-adevăr că tu stăpânești științific problemele care sunt în tematică și care sunt... Exact ce spunea domnul Tănăselea. Da. Mai mult decât trebuie să fim mai mult. Dacă ne întoarcem înapoi la standardul 35, și aici sunt lucruri care necesită o pregătire profesională adecvată, să fim mereu pe val, adică să putem răspunde la ce ni se propune. Economia evoluează. Globalizarea e din ce în ce mai accentuată de la o zi la alta. Trebuie să știm limbi străine, trebuie să fim membri deplini ai unui corp profesionist, nu? Da. Trebuie să-l reprezentăm cu profesionalism tot timpul. Trebuie să avem întotdeauna în minte
că trebuie să vină și cineva în urma noastră, să încercăm la experiența pe care unii din colegii noștri o au, să aducă și alți colegi tineri, să-i crească, cum s-ar zice, să-i îndrume spre efectuarea unor lucrări de expertiză contabilă, că despre asta vorbim, de calitate, să răspundă cerințelor la care au fost supuse. Adică mă duc în instanță, mă duc un raport care nu reprezintă mare lucru, n-am ajutat cu nimic justiția. Nu? Eu am fost numit de justiție să fac un raport de expertiză, să fac o expertiză contabilă. Dar eu, prin calitatea care i-am dat o lucrări, dacă am muncit puțin, calitate puțină, calitate modestă, nu ajut. Și de multe ori ni s-a întâmplat când au fost invalidate rapoartele de expertiză, anulate pur și simplu, și au fost numiți alți experți să întocmească raport de expertiză. De ce? Fiindcă expertul contabil care a fost numit, inițial, nu are calitate. Deci nu face lucrări de calitate. Ei, el nu-i profesionist. Și nu face lucrări cu profesionalism. Aici aș vrea să mai adaug ceva. Dacă ați observat că instanța este destul de exigentă și cei care au făcut lucrări de, să zic așa, modeste, să nu zic altfel, așa, sunt puși să plătească inclusiv onorariul care l-au încasat. Trebuie să-l vedeam înapoi. Absolut. Și dar mi se pare corect. Ai muncit. Asta e mai mare amenda. E mai mare decât amenda că nu faci o lucrare, decât să faci o lucrare de mântuială, cum spunem. Eu aici aș veni cu sugestia la domnul președinte ca colegii noștri care sunt în această situație să îi recomandăm să se retragă din calitatea de a face expertize judiciare. Pentru că aduce chiar și, să nu zic un blam, aduce și o nemulțumire și o pată, aș putea să spun, pe seama corpului. Noi suntem un corp de elită. Să știți că din punct de vedere legal nu există. Nu există. Atâta prin sancțiunile care le dăm, dar până atunci fenomenul se întâmplă. Deci ne face deja de râs profesia, nu? Da. Cu lucrări de slabă calitate sau, cum să zic eu, din alea infecte, nu? Nu are ce să caute cuvântul ăsta, dar așa se întâmplă. Tu o numești expertiză contabilă judiciară, o lucrare care nu are nici cap, nici coadă, nu are nici înțeles. Eu aici v-aș ruga pe dumneavoastră să fiți o leacă, lucrările astea să nu le certificați. Să nu le vă puniți semnătura pielii, domnule. Bine, ați văzut că în standardul 35 nou, care se va aproba, rol de extraordinar de mare nu avem decât din punct de vedere al formei. Da. Fondul e cel care îi aparține fiecărui expert. Dar eu vă spun că și până acum, și de aici tot trage un ochi și pe fond. Nici măcar, adică nu pot să-mi permit să văd la unul că o cotește undeva, în altă parte, unde nu dă răspuns la ceea ce trebuie și nu trage concluziile care trebuie, care sunt cerute prin obiectiv. Nu? Da. Eu zic că ne-am epuizat timpul. Mulțumesc foarte mult celor doi colegi care ne-au fost într-adevăr de mare ajutor. Mulțumim celor de la Roman24 Online pentru că ne-au asigurat această transmisie. Vom încerca și în continuare să avem online și discuții pe alte teme de interes pentru profesia noastră. Și ca o concluzie, eu spun că, într-adevăr, era necesară o nouă formă a standardului 35 referitor la expertizele contabile. Iarăși, părerea mea este că acest standard este mult mai aerisit, mai mult mai bine structurat decât cel vechi. De asemenea, el este în concordanță cu modificările aduse codurilor de procedură civilă și penală și sperăm să ne fie de ajutor în desfășurarea bună și cu succes a profesiei noastre. Vă mulțumesc mult încă o dată și să ne vedem sănătoși și la următoarea. Cu alt prilej. Și noi mulțumim. Mulțumesc foarte mult.